Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Vai, cât avem de lucru în seara asta, Doamne, ce demență cu antenele, ați văzut? Nu-mi vine să cred cât de violenți au devenit oamenii, mai ales în mediul online. Ce vorbești? Dacă nu ești atent, îți iei niște bâte în dinți de nu te vezi. Nici nu contează ce spui, tot ți-o iei. Și ce a fost aseară pe toate televiziunile lui Voiculescu, prima dată când am văzut toate vedetele trustului în platoul Antena 3, am zis că e revelion. Zic, ia uite frate, e revelion. N-am făcut și noi ceva frumos la emisiune. Dar nu era, se plângea. Așa cum doar cei de la Antena 3 știu să se plângă, să se tăvălească, să urle că le sunt încălcate drepturile. Spectacol total care a dus audiența până la cer. Ne-au mai dat 4 zile. Să profităm de ele. Să profităm de ele. Mâine, sper că nu ne închid în noaptea asta, cât vom încerca să ne odihnim. Da. Mulțumim. Emisiune realizată cu sprijinul ANAF, poate una dintre ultimele. Dragi prieteni, Antena 3 aici. Voi, noapte bună. Necazuri te doboară și prieteni n-ai să-i strici. Ține minte, sfârșitul nu e aici. Subiectul este greu, într-adevăr, greu din toate punctele de vedere, legal, moral, ba chiar și sentimental. Și e cu atât mai greu cu cât a reușit deja să împartă lumea în două tabere foarte hotărâte, care au păreri ferme și care mai au puțin și ies la bătaie în stradă. Ceea ce, foarte sincer, nu e cazul. Ce aveți, oameni buni? Ce-i cu voi? Vă propun în seara asta să tragem aer în piept și să ne liniștim. Să vedem ce spun și unii și ceilalți și să gândim singuri. Asta în caz că v-ați sătura și voi să vi se tot spună cum trebuie să gândiți și ce trebuie să faceți. Merge? Zici și mie două idei. Ce fel de idei? Păi nu zici că ai predat filozofie și că n-ai uitat nimic? Da. Două idei filozofice. În primul rând, trebuie precizat că nu vorbim în acest scandal despre condamnatul Dan Voiculescu. Despre el nu mai e nimic de zis. Au spus-o judecătorii în august 2014, atunci când l-au băgat la închisoare pentru 10 ani. De asemenea, nu este vorba despre Mircea Badea, Mihai Gâdea, Laura Codruța Chiove și Camelia Bogdan. Nu e vorba despre persoane. E vorba despre instituții și despre principii. Atât. Așadar, faptele. Ieri, când nimic nu anunța vreun eveniment deosebit, a explodat bomba în direct la un singur post de televiziune. Atât de tare deranjăm statul de drept, încât nu vor să ne mai auziți și să ne mai vedeți. Și credeți-mă, am proprietatea cuvintelor. Trăim orele în care suntem amenințați că nu ne veți mai vedea de acum înainte. Opa, și-a zis lumea, ce se întâmplă? Se închide Antena 3. Au început să sune telefoanele, s-a agitat breazla jurnaliștilor și mai ales s-a inflamat Facebook-ul. Da, pentru că nu e așa, ce ne-am face noi fără Facebook? Aolo, ce se întâmplă, nenorociți, închid Antena 3? Se dădea de ceasul morții jumătate din populație. Ura, este bă, se închide Antena 3, da! Jubila cealaltă jumătate. Și unii și alții, pe bune, ce fumați? Care e adevărul? Adevărul era că nu închidea nimeni nicio televiziune. Dar aproape din senin, ANAF s-a prezentat la sediile televiziunilor Antena 1, Antena 3, Antena Star, Euforia TV și ZU TV, somându-le să elibereze aceste sedii în termen de 5 zile. Un ordin de evacuare, că trebuie să părăsim toate aceste clădiri în care emitem în termen de 5 zile. Atenție! În termen de 5 zile. Ok, ne-am lămurit, da? Nu s-a reinventat cenzura, n-a închis nimeni nicio televiziune, n-a dat CNA vreo decizie subită prin care închide Antena 3, dar, pentru că există un dar, ANAF vrea să dea afară din clădirile în care și-au studiourile toate televiziunile din trustul intact. Ieși afară! Adună-ți toate boarfele! Și acum să vedem de ce vrea ANAF să evacueze clădirile respective.
N-au plătit televiziunile întreținere? S-au certat cu asociația de locatari? Au datorii la stat băieții? Culmea, cele 5 televiziuni ale familiei Voiculescu nu au datorii la stat. Probabil sunt cam singurii din piața de televiziune în această situație. Sunt cu taxele la zi. Și atunci, ce s-a întâmplat? Păi, în primul rând, clădirile în care își desfășoară activitatea televiziunile din trustul intact aparțin din 2014 statului român. Atunci când a fost condamnat Dan Voiculescu, s-a dispus și recuperarea unui prejudiciu de 60 de milioane de dolari. Aceste clădiri în care întâmplător își au studiourile televiziunile trebuie valorificate de ANAF pentru recuperarea acestui prejudiciu. Păi gata, domne, s-a rezolvat, îmi veți spune. Ce se întâmplă e legal. Ura și la gară, nu? E, nu e chiar așa, dacă vrem să fim corecți. Pentru că acele clădiri nu sunt chiar libere de sarcini. Adică există cel puțin un proces pe rol prin care firmei Antena Grup S.A. i s-a recunoscut contractul de chirie pentru unul dintre sedii. Ba, instanța a recunoscut și că are drept de preemțiune Antena pentru cumpărarea clădirii. De altfel, în decembrie anul trecut, ANAF recunoștea că poate vinde clădirile, dar că ar obține un preț foarte mic, pentru că nu poate scăpa de chiriași. Așadar, nu este deloc simplu și nimic nu mai e pe lumea asta în alb și negru. Ce s-a întâmplat însă din decembrie și până azi? S-au încheiat procesele? Nu. Nu mai există litigii? Ba da, mai există. Și atunci? Păi e simplu, fraților. DNA a fost sesizată de către judecătoarea care a dispus confiscarea clădirilor că ANAF nu recuperează prejudiciul. Nu mai știți? Asta a fost. Deci după ce ai târâit-o un an și jumătate, după ce ai așteptat deciziile instanțelor și ai tărăgănat totul, că asta a făcut ANAF, să o spunem tot în numele corectitudinii. Oricât ai fi tu de ANAF, acum te sperii de DNA și acționezi brusc, în contradicție cu tot ce ai zis înainte și cu tot ce ai făcut înainte. Ce fel de instituție e asta? Gata, ANAF-ul s-a făcut cu minte, ANAF recuperează, ANAF face ordine, numai să fie lăsați în pace de DNA ăștia de la ANAF. Că dacă nu vedeți nicio legătură între chemarea la DNA a șefului fiscului și acțiunea de ieri, înseamnă că n-ați trăit pe aici în ultimii 26 de ani. Nu sunt aici și nu știu. Cât despre somația de evacuare a sediilor unor televiziuni în doar 5 zile, aceasta este, oricum am privit-o, un abuz. O televiziune, la fel ca orice fabrică, indiferent de profil, nu poate fi mutată, fraților, în 5 zile. E fizic imposibil, nu e vorba despre niște birouri, calculatoare și biblio-rafturi. E multă tehnică acolo, sunt multe scule, cabluri și așa mai departe. Durează. Iar atunci când nu s-au definitivat toate litigiile, chiar este abuziv să soliciți evacuarea clădirii. Asta nu înseamnă, atenție, că banii ăia nu trebuie recuperați. Dar nu așa, ci legal, corect, neabuziv. Nu luăm bani de la infractori încălcând legea, pentru că devenim și noi infractori la rândul nostru, nu? Normal ar fi fost ca până acum să fim arestați. Dar, și aici voiam să ajung cu discuția, problema, din punctul meu de vedere, e cu totul alta. Iar cazul ăsta al antenelor doar scoate la suprafață această mare problemă. ANAF comite abuzuri în fiecare zi. Nu e o noutate. Sute, mii de cetățeni onești au de suferit zilnic pentru că legile au fost făcute astfel încât abuzurile ANAF să fie legale. Am văzut azi că e chemat Cioloș în Parlament să dea socoteală pentru ce s-a întâmplat ieri. Serios? Ați luat-o pe câmpii? Aproape toți senatorii au votat propunerea lui Călin Popescu-Tăriceanu ca premierul Dacian Cioloș să fie chemat în Parlament după ce ANAF a cerut ca sediile posturilor TV ale lui Dan Voiculescu să fie evacuate în 5 zile. Îl chemați pe Cioloș să vă spună ce? Sunteți chiar tralala? Că voi ați făcut legi abuzive care îi permit ANAF-ului să acționeze cum vrea, mutilând destine și nerăspunzând pentru asta?
A chemat vreun parlamentar executivul la ordine când a închis abuziv o fabrică ANAF-ul? ANAF închide zilnic firme în mod abuziv în această țară, să ne înțelegem. ANAF blochează conturile firmelor și ale persoanelor fizice tot în mod abuziv, chiar dacă acestea și-au plătit dările către stat. ANAF bagă mâna în conturile noastre când vrea, fără să aibă nevoie de acordul nostru, pentru că voi ați făcut legi proaste. Mie mi s-a întâmplat asta zilele trecute, fraților. ANAF mi-a oprit conturile pentru o datorie pe care nu o aveam. Și atenție, am reușit să rezolv situația doar pentru că apar seară de seară cu moaca asta proasta mea la televizor. Dar altfel, dacă aș fi fost unul dintre voi, aș fi stat mult și bine cu conturile blocate, plângând pe la uși. Asta trebuie să se rezolve în țara asta nenorocită. Noi, cetățenii, avem doar obligații, iar statul ăsta nemernic are doar drepturi asupra noastră. Liniștește-te, puișor disperat. Revenind, acțiunea ANAF în acest caz pune în pericol, chiar dacă pentru o perioadă scurtă, posibilitatea ca acele televiziuni să emită. Iar asta încalcă ceea ce se numește drept la exprimare, la liberă exprimare. Ne plac sau nu ne plac oamenii de acolo, ne plac toți sau ne plac doar unii, nu este important. E vorba până la urmă de cel mai important trus de presă din România, cel mai urmărit dacă adunăm toate cele 5 televiziuni din portofoliu. Au dreptul să-și exprime părerea acei oameni, iar atâta vreme cât respectă legea, trebuie sprijinit să-și poată exercita acest drept. Chintesența democrației se poate exprima într-o singură frază. Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Da, vorba colegei Simona Tache. Trebuie apărat în acest caz dreptul lui Mircea Badea de a mânca rahat în fiecare seară la televizor. Dar nu despre asta este vorba, pentru că, dincolo de chestiunile urâte pe care le face Antena 3 și pe care le știm cu toții, postul ăsta a strâns în cazul colectiv, de pildă, cea mai mare sumă din donații. Și e postul care, chiar dacă a avut un interes direct al patronului, chiar a semnalat abuzuri enorme de-a lungul anilor. Și e cel mai urmărit post de știri din România, vrem, nu vrem, ne place ori nu ne place. Iată, argumente și argumente. Depinde pe care vrei să le iei în considerare atunci când arunci piatra. Așa că, repet, indiferent de ce parte sunteți în acest scandal, vă invit să trageți concluzii pe cât posibil în baza unor informații reale, nu în baza unor manipulări, și să acceptați că și ceilalți au argumentele lor, unele la fel de valabile ca ale voastre. Să nu mai fim talibani, vreți? Mulțumesc! Haideți că trebuie să ne iasă. Învățăm unii de la alții în fiecare zi, iar asta n-are cum să ne facă rău. Cred că toți trebuie să învățăm o lecție importantă după acest caz. Parlamentari, instituții ale statului, presă, cetățeni. Că democrația este despre fiecare cetățean. Că abuzurile, de orice fel, trebuie eliminate. Și că statul, prin instituțiile lui, trebuie să ne protejeze pe noi, cetățenii, nu să ne abuzeze. Închide Antena 3, dar, pentru că există un dar, ANAF vrea să dea afară din clădirile în care și-au studiourile toate televiziunile din trustul intact. Ieși afară! Adună-ți toate boarfele! Și acum să vedem de ce vrea ANAF să evacueze clădirile respective. N-au plătit televiziunile întreținere? S-au certat cu asociația de locatari? Au datorii la stat băieții? Culmea, cele 5 televiziuni ale familiei Voiculescu nu au datorii la stat. Probabil sunt cam singurii din piața de televiziune în această situație. Sunt cu taxele la zi. Și atunci, ce s-a întâmplat? Păi, în primul rând, clădirile în care își desfășoară activitatea televiziunile din trustul intact aparțin din 2014 statului român. Atunci când a fost condamnat Dan Voiculescu, s-a dispus și recuperarea unui prejudiciu de 60 de milioane de dolari. Aceste clădiri în care întâmplător își au studiourile televiziunile trebuie valorificate de ANAF pentru recuperarea acestui prejudiciu. Păi gata, domne, s-a rezolvat, îmi veți spune. Ce se întâmplă e legal, ura și la gară, nu? E, nu e chiar așa, dacă vrem să fim corecți. Pentru că acele clădiri nu sunt chiar libere de sarcini. Adică există cel puțin un proces pe rol prin care firmei Antena Grup S.A. i s-a recunoscut contractul de chirie pentru unul dintre sedii. Ba, instanța a recunoscut și că are drept de preemțiune Antena pentru cumpărarea clădirii.
De altfel, în decembrie anul trecut, ANAF recunoștea că poate vinde clădirile, dar că ar obține un preț foarte mic, pentru că nu poate scăpa de chiriași. Așadar, nu este deloc simplu și nimic nu mai e pe lumea asta în alb și negru. Ce s-a întâmplat însă din decembrie și până azi? S-au încheiat procesele? Nu. Nu mai există litigii? Ba da, mai există. Și atunci? Păi e simplu, fraților. DNA a fost sesizată de către judecătoarea care a dispus confiscarea clădirilor că ANAF nu recuperează prejudiciul. Nu mai știți? Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Vai, cât avem de lucru în seara asta, Doamne, ce demență cu antenele, ați văzut? Nu-mi vine să cred cât de violenți au devenit oamenii, mai ales în mediul online. Ce vorbești? Dacă nu ești atent, îți iei niște bâte în dinți de nu te vezi. Nici nu contează ce spui, tot ți-o iei. Și ce a fost aseară pe toate televiziunile lui Voiculescu, prima dată când am văzut toate vedetele trustului în platoul Antena 3, am zis că e revelion. Zic, ia uite frate, e revelion. N-am făcut și noi ceva frumos la emisiune. Dar nu era. Se plângea. Așa cum doar cei de la Antena 3 știu să se plângă, să se tăvălească, să urle că le sunt încălcate drepturile. Spectacol total care a dus audiența până la cer. Ne-au mai dat 4 zile. Să profităm de ele. Să profităm de ele. Mâine, sper că nu ne închid în noaptea asta, cât vom încerca să ne odihnim. Mulțumim guvernului, președinției. Da, emisiune realizată cu sprijinul ANAF, poate una dintre ultimele. Dragi prieteni, Antena 3 aici. Voi, noapte bună! Necazuri te doboară și prieteni ai să-i strici. Ține minte, sfârșitul nu e aici. Subiectul este greu, într-adevăr, greu din toate punctele de vedere, legal, moral, ba chiar și sentimental. Și e cu atât mai greu cu cât a reușit deja să împartă lumea în două tabere foarte hotărâte, care au păreri ferme și care mai au puțin și ies la bătaie în stradă. Ceea ce, foarte sincer, nu e cazul. Ce aveți, oameni buni? Ce-i cu voi? Vă propun în seara asta să tragem aer în piept și să ne liniștim. Să vedem ce spun și unii și ceilalți și să gândim singuri. Asta în caz că v-ați sătura și voi să vi se tot spună cum trebuie să gândiți și ce trebuie să faceți. Îl chemați pe Cioloș să vă spună ce? Sunteți chiar tralala? Că voi ați făcut legi abuzive care îi permit ANAF-ului să acționeze cum vrea, mutilând destine și nerăspunzând pentru asta? A chemat vreun parlamentar executivul la ordine când a închis abuziv o fabrică ANAF-ul? ANAF închide zilnic firme în mod abuziv în această țară, să ne înțelegem. ANAF blochează conturile firmelor și ale persoanelor fizice tot în mod abuziv, chiar dacă acestea și-au plătit dările către stat. ANAF bagă mâna în conturile noastre când vrea, fără să aibă nevoie de acordul nostru, pentru că voi ați făcut legi proaste. Mie mi s-a întâmplat asta zilele trecute, fraților. ANAF mi-a oprit conturile pentru o datorie pe care nu o aveam. Și atenție, am reușit să rezolv situația doar pentru că apar seară de seară cu moaca asta proasta mea la televizor. Dar altfel, dacă aș fi fost unul dintre voi, aș fi stat mult și bine cu conturile blocate, plângând pe la uși. Asta trebuie să se rezolve în țara asta nenorocită. Noi, cetățenii, avem doar obligații, iar statul ăsta nemernic are doar drepturi asupra noastră. Liniștește-te, puișor disperat. Revenind, acțiunea ANAF în acest caz pune în pericol, chiar dacă pentru o perioadă scurtă, posibilitatea ca acele televiziuni să emită. Iar asta încalcă ceea ce se numește drept la exprimare, la liberă exprimare. Ne plac sau nu ne plac oamenii de acolo, ne plac toți sau ne plac doar unii, nu este important. E vorba până la urmă de cel mai important trust de presă din România, cel mai urmărit dacă adunăm toate cele 5 televiziuni din portofoliu. Au dreptul să-și exprime părerea acei oameni, iar atâta vreme cât respectă legea,
trebuie sprijinit să-și poată exercita acest drept. Chintesența democrației se poate exprima într-o singură frază. Voi lupta până la ultima mea picătură de sânge ca să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Da, vorba colegei Simona Tache. Trebuie apărat în acest caz dreptul lui Mircea Badea de a mânca rahat în fiecare seară la televizor. Dar nu despre asta este vorba, pentru că, dincolo de chestiune... Zici și mie două idei. Ce fel de idei? Păi nu zici că ai predat filozofie și că n-ai uitat nimic, da? Două idei filozofice. În primul rând, trebuie precizat că nu vorbim în acest scandal despre condamnatul Dan Voiculescu. Despre el nu mai e nimic de zis. Au spus-o judecătorii în august 2014, atunci când l-au băgat la închisoare pentru 10 ani. De asemenea, nu este vorba despre Mircea Badea, Mihai Gâdea, Laura Codruța Chiove și Camelia Bogdan. Nu e vorba despre persoane. E vorba despre instituții și despre principii. Atât. Așadar, faptele. Ieri, când nimic nu anunța vreun eveniment deosebit, a explodat bomba în direct la un singur post de televiziune. Atât de tare deranjăm statul de drept, încât nu vor să ne mai auziți și să ne mai vedeți. Și credeți-mă, am proprietatea cuvintelor. Trăim orele în care suntem amenințați că nu ne veți mai vedea de acum înainte. Opa, și-a zis lumea, ce se întâmplă? Se închide Antena 3. Au început să sune telefoanele, s-a agitat breazla jurnaliștilor și mai ales s-a inflamat Facebook-ul. Da, pentru că nu e așa, ce ne-am face noi fără Facebook? Aolo, ce se întâmplă, nenorociți, închid Antena 3? Se dădea de ceasul morții jumătate din populație. Ura, este bă, se închide Antena 3, da! Jubila cealaltă jumătate. Și unii și alții, pe bune, ce fumați? Care e adevărul? Adevărul era că nu închidea nimeni nicio televiziune. Dar aproape din senin, ANAF s-a prezentat la sediile televiziunilor Antena 1, Antena 3, Antena Star, Euforia TV și ZUTV, somându-le să elibereze aceste sedii în termen de 5 zile. Un ordin de evacuare, că trebuie să părăsim toate aceste clădiri în care emitem în termen de 5 zile. Atenție! În termen de 5 zile. Ok, ne-am lămurit, da? Nu s-a reinventat cenzura, n-a închis nimeni nicio televiziune, n-a dat CNA vreo decizie subită prin care... Asta a fost! Deci după ce ai târâit-o un an și jumătate, după ce ai așteptat deciziile instanțelor și ai tărăgănat totul, că asta a făcut ANAF, să o spunem tot în numele corectitudinii, oricât ai fi tu de ANAF, acum te sperii de DNA și acționezi brusc, în contradicție cu tot ce ai zis înainte și cu tot ce ai făcut înainte. Ce fel de instituție e asta? Gata, ANAF-ul s-a făcut cu minte, ANAF recuperează, ANAF face ordine, numai să fie lăsați în pace de DNA ăștia de la ANAF. Că dacă nu vedeți nicio legătură între chemarea la DNA a șefului fiscului și acțiunea de ieri, înseamnă că n-ați trăit pe aici în ultimii 26 de ani. Nu sunt de aici și nu știu. Cât despre somația de evacuare a sediilor unor televiziuni în doar 5 zile, aceasta este, oricum am privit-o, un abuz. O televiziune, la fel ca orice fabrică, indiferent de profil, nu poate fi mutată, fraților, în 5 zile. E fizic imposibil. Nu e vorba despre niște birouri, calculatoare și biblio-rafturi. E multă tehnică acolo, sunt multe scule, cabluri și așa mai departe. Durează. Iar atunci când nu s-au definitivat toate litigiile, chiar este abuziv să soliciți evacuarea clădirii. Asta nu înseamnă, atenție, că banii ăia nu trebuie recuperați. Dar nu așa, ci legal, corect, neabuziv. Nu luăm bani de la infractori încălcând legea, pentru că devenim și noi infractori la rândul nostru, nu? Normal ar fi fost ca până acum să fim arestați. Dar, și aici voiam să ajung cu discuția, problema, din punctul meu de vedere, e cu totul alta. Iar cazul ăsta al antenelor doar scoate la suprafață această mare problemă. ANAF comite abuzuri
în fiecare zi. Nu e o noutate. Sute, mii de cetățeni onești au de suferit zilnic pentru că legile au fost făcute astfel încât abuzurile ANAF să fie legale. Am văzut azi că e chemat Cioloș în Parlament să dea socoteală pentru ce s-a întâmplat ieri. Serios? Ați luat-o pe câmpii? Aproape toți senatorii au votat propunerea lui Călin Popescu-Tăriceanu ca premierul Dacian Cioloș să fie chemat în Parlament după ce ANAF a cerut ca sediile posturilor TV ale lui Dan Voiculescu să fie evacuate în 5 zile.